Asus este unul dintre cei mai respectați producători din întreaga lume, având o gamă foarte variată de periferice ce se adresează atât utilizatorilor de tip office, cât și celor mai entuziaști gameri. Tastatura mecanică pe care ne concentrăm atenția astăzi este vârful de gamă al producătorului taiwanez și vine cu switch-uri Cherry MX Red. Salut! Eu sunt Madalin, iar acest video review este dedicat tastaturii ROG Strix Flair, produsă sub brandul Asus. ROG Strix Flair vine cu un design ergonomic, păstrând totuși acel aer de tastatură clasică. Acest lucru i-a permis producătorului Asus să construiască o tastatură solidă și compactă ce se potrivește pe biroul oricărui gamer. Construcția este realizată în totalitate dintr-un plastic mat de bună calitate, ce nu reține amprente și este plăcut la atingere. Tastele sunt foarte bine spațiate, au o formă ușor concavă și sunt confecționate dintr-un plastic ușor cauciucat, oferind astfel o experiență și mai plăcută în utilizare. Așa cum am spus încă de la începutul acestui review, switch-urile care se ascund sub aceste taste sunt Cherry MX Red, unele dintre cele mai bune și cele mai precise switch-uri existente în acest moment. În partea superioară stângă a tastaturii se află butoanele multimedia. Pe lângă butoanele pentru play, pauză, stop, forward sau next, se regăsesc și butoanele pentru controlul intensității luminării RGB și butonul pentru blocarea tastei Windows. Tot aici se mai află și o rotiță de mari dimensiuni ce ajută la ajustarea volumului fără a mai ridica mâna de pe tastatură. Primul lucru care mi-a captat atenția atunci când m-am uitat la această tastatură a fost logo-ul Republic of Gamers. Acesta este detașabil și vine inscripționat pe un plastic transparent, lăsând astfel lumina RGB să treacă prin el. În pachetul produsului se găsește o bucată de plastic similară, fără logo, ce poate fi personalizată după bunul plac. Lângă acest logo se află un port USB pass-through, ce îți permite să conectezi cu ușurință mouse-ul, căștile sau alte dispozitive ce permit acest tip de conexiune. Practic, prin acest mod, aduci un port USB de pe spatele PC-ului la degetul mic. Pe spatele lui ROG Strix Flair se regăsesc două zone iluminate RGB, dar și cele 5 piciorușe din teflon ce asigură o aderență foarte bună a tastaturii pe birou. În cazul în care folosești căști pe fir, poți direcționa mult mai ușor și eficient cablul acestora prin canalul din partea inferioară a tastaturii. În pachetul produsului mai găsim și un palm rest ce este confecționat din același material plastic similar cu al tastaturii. Pe partea din dreapta vine cu o textură fină care continuă linia de design a tastaturii. Palm restul se atașează foarte ușor la tastatură prin intermediul a două cleme. Din păcate, acesta se detașează singur atunci când schimb poziția tastaturii pe birou. Iluminarea RGB este prezentă pe fiecare tastă în parte, excepție făcând tastele multimedia care au doar lumina albă. Efectele iluminării RGB se pot schimba fie direct din tastatură prin combinația de taste FN plus săgeată stânga sau FN plus săgeată dreapta, fie prin intermediul softului ROG Armory 2, despre care o să vorbim imediat. Tastatura beneficiază și de o memorie internă ce permite stocarea a până la 6 profiluri de utilizatori, dintre care unul este cel default. Pentru a personaliza și customiza și mai mult experiența de utilizare, cei de la Asus pun la dispoziția utilizatorilor softul mai devreme menționat. Cu ajutorul lui se pot crea macrouri sau puteți remapa fiecare tastă în parte. Tot prin intermediul acestui soft se pot schimba și personaliza efectele iluminării RGB pentru toate tastele sau se poate crea câte un efect pentru fiecare tastă în parte. Sigur, îți dorești un tip diferit de iluminare atunci când te joci un titlu FPS față de momentul când te joci un MMORPG sau redactezi un text. Așa cum era de așteptat, tastatura beneficiază și de tehnologia Aura Sync, ce îți permite să sincronizezi iluminarea RGB cu alte produse Asus compatibile. Concluzii. Asus a reușit să producă o tastatură foarte performantă cu un aspect clasic, dar în același timp elegant, care cu siguranță va mulțumi și cel mai pretențios utilizator. Aș fi preferat ca palm restul să aibă un sistem de prindere magnetic. Poate în acest fel nu s-ar fi desprins atât de ușor când schimb poziția tastaturii.
Aici punem punct videoreview-ului dedicat tastaturii mecanice Asus ROG Strix Flair cu switch-uri Cherry MX Red, produs ce poate fi găsit pe site-ul PC Garage, accesând linkul din descriere.